În noaptea cu tare ea se amenința și urla, țipând că are un cuțit și vrea să o moară. Și am patru persoane martori care au la ea în casă, poate să declare lucrul ăsta. Și a luat nu știu câte pastile. Ea, în nebunia ei, când am luat-o de pe jos, mi-a zis că a luat patru Xanax-uri. Eu am ajutat, eu am ajutat-o să-și revină, am chemat și pe cineva care să o ajute, dar într-un timp și-a revenit, greu. Chiar vreau să arăt și să creadă lumea, nu că am filmat-o eu să o am la mână, că nu mă interesează să o am la mână. Eu, dacă n-aveam dovezile astea, eu eram omul negru. Un prieten comun de al nostru, care avea cheia de rezervă a ei, l-am sunat la 5 dimineața să vină urgent la Bianca acasă, pentru că am simțit că ceva nu e ok. Și să vă explic și motivul, că nu zicea că, domnule, eu sunt întinsă pe jos, că mi s-a făcut rău. Tu nu ești o femeie psihic puternic și ai recurs la niște gesturi nedemne de o mamă și nedemne de o femeie matură. Iar eu l-am pus pe băiat să filmeze, că dacă eu ajungeam să fiu singur cu tine în casă, era cuvântul tău împotriva cuvântului meu. Eu n-am vrut să creadă lumea, pentru că ea manipulează și face lucrurile astea de 15 ani în televiziune, să creadă lumea că i-a și bătut eu și de aia s-a făcut rău. Nu? Dacă ea vine acum și eu n-aveam martor, cum zicea? Păi tu m-ai bătut și m-ai întins pe jos. Cum puteam să demonstrez eu? Așa o să demonstrez și acum vreau să arăt un video, măcar un... Alex, o să te rog și sper să ne înțelegi. Imediat o să anunțăm și o să arătăm linkul pe care cei de acasă pot intra. Există acest filmuleț la montaj. Evident că va fi postat pe spanius.ro, dar din păcate și foarte vreau bine să-l postez online. Regulamentul nu, păi da, și atunci la ce am venit? Că nu asta ne poate vreau permite să arătăm așa ceva. Sunt poate minori, sunt poate oameni păi care... minorii să nu se uite la televizor. Sau oameni ce pot fi afectați, într-adevăr. Păi eu am văzut, pot confirma faptul că Bianca Drăgușanu a fost găsită de Alex Body într-o stare, spun eu, nu foarte bună. În momentul intrării în casă, adică niciun, nu-mi pot da cu părerea. Păi atunci lasă să vorbească video de la sine. De ce nu? De ce să o protejăm? Dacă vrei, hai să arătăm, nu știu, să spun așa, un screenshot sau o mică parte. Dar, evident, sunt lucruri destul ia de grave. Ia să-și asume. Și nu vreau să mai implic și vreau să arăt alte videouri, dar poate să știe și lumea că dacă va fi nevoie să vină și partenerul meu, că am avut ieri discuția când el mă suna pentru o chestie și auzi că trebuie să merg la declarații, dacă nu era criza asta, azi era acasă. Și credeți-mă că ce videouri și conversații are, eu zic numai așa o chestie, să gândească bine ce a făcut în Singapore, la etajul 40. Ce s-a întâmplat? Ca să-și aducă aminte, să știe că e o femeie care e puternică, independentă. Trece, mă lași pe mine în pace, te duci pe treaba ta. O femeie independentă e o femeie pe picioarele ei. O femeie independentă cum pozează ea happy și strong woman și boss. Boss nu are rate la bancă, boss. Boss nu încearcă să ia lucruri materiale de la alți bărbați, boss. Înțelegi? Bine, sunt oameni nu, stai cu o situație pic. Financiară nu, bună nu. Care au rate păi și da, nu astea. Dar nu râde de alții atunci. În viziunea ei, în opinia ei, orice femeie, orice personaj cunoscut din România are vreun defect. Că e fizic, că face ceva, că nu e bine așa, că face, are banii de acolo, care... Ok, dar tu ce faci? La ce faci? La ce, ia, ce exemplu e pentru, hai să nu zic pentru fetiță, pentru restul? O femeie care arată fizic foarte bine, care ține la imaginea ei și ar trebui să fie umilă, să fie modestă, că nu-i ceva ieșit din comun. Că trebuie să ne aducem aminte dacă nu erau anumite operații, dacă ne întoarcem în trecut acum 20 de ani, cum poți să modelezi un fizic? Ia exemplu cel mai bun pentru chestia asta. De ce trebuie să râdă ea de persoane? Ce are ea deosebit? Alex, ți-ai asumat puțin mai devreme infidelitățile și toate momentele în care ai călcat strâmb. Păi ea, le știe ea cel mai bine și le dă că ea a intrat în telefonul meu, în lucrurile mele intime și m-a fotografiat și mi-a pozat chestii care le-am împărțit cu niște prietene de ale. Știm foarte bine că sunt femei care pot trece peste asta și au acea mentalitate că da, ok, dacă mă iubește tot la mine sunt se-ntoarce. De acord cu tine, dar n-am ținut-o forțat niciodată. Sunt femei care efectiv nu pot trece peste acest lucru. Și oricât nu trebuie să treacă de la de prima. Iubesc. Nu consider că ai greșit făcând acest lucru. Dar bineînțeles că am greșit și mi l-am asumat fără să fiu azi aici. Ai mai fi înșelat-o dacă după aia totul decurgea normal? Nu, deci stați un pic, nu pot să zic că ea m-a împins de la spate să o înșel. Corect. Ea mă forța și m-a acuzat de lucruri care nu le făceam. Eu dacă eram într-o țară, într-un oraș, cu prietenii mei, zicea că eram cu nu știu câte femei la masă. Noi am fost în vacanțe, la vile, peste tot, ea zicea că am ceva cu menajera. Nu pot să, că stai un pic chiar așa în stilul ăsta, să nu pot eu să zic să rumâna sau salut la o persoană că am ceva cu ea.
înghiți, 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 dar te saturi. Ești conștient că poate multă lume de acasă care, nu știu, urmărește pe Bianca, se întreabă așa: Bianca este o femeie frumoasă, este o femeie cunoscută, este un personaj care a ținut luni de zile și ani la rând primele pagini tuturor tabloidelor. O femeie care știe să-și vândă imaginea și care este sau pare a fi o femeie independentă, care a trecut prin multe probleme până acum. Păi și atunci, dacă a trecut prin așa de multe... De unde vine această lipsă de încredere, această frustrare vis-a-vis de alte femei din viața ta, vis-a-vis de fosta ta soție, pentru că spunea că o deranjează teribil de tare faptul că tu o pui înaintea ei. E o frustrare. Și că tu vorbești de față cu ea, că acea femeie te-ar îndemna să te comporți într-un fel sau altul, sau ar fi unul dintre motivele scandalurilor dintre voi. Da, într-adevăr, fosta mea soție era motivul principal, pentru că eu am avut niște tentative și am mai avut o relație cu ea de multe ori doar bazată. Eu nu puteam să merg să-mi văd fata, că Bianca zicea gata, trăiești cu ea. Îi dădeai dreptate Biancă-i? Îi dădeam, ai înțeles-o la un moment dat? Da, îi dădeam dreptate și am demonstrat de multe ori. Și fata i-a demonstrat de multe ori. În ultimul timp, femeia a venit la București, a stat cu noi în casă. Fetițele noastre, ambele fete ale mele și Sofia, au trăit în aceeași casă. Înțelegeți? Deci fetițele noastre au stat împreună. Ele au fost, să zic, prietene, să sună și acum se sună. Uite, Iulia e cel mai bun exemplu ca să zic că dacă în 5 ani de zile am agresat-o vreodată, dacă în 5 ani de zile am avut circuri, și acum nu sunt toți într-o situație super ok cu Iulia. Acum e pe momentul că poate să confirm oricând. Raluca, mama lui Jacqueline, la fel, e prietenă cu Bianca. Da, nu da, am avut incidente de genul. Da, mi-asum că am înșelat, ok. Dar nu trebuie să-mi dai tu mie, da, faci, 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 faci. Când mă acuz și nu fac, atunci o să-ți fac. Și am și demonstrat cu altă persoană. Vreau să zic chestia acum, că simt eu că se scurge timpul și scapă-ne așa. Legătura între poza care a postat-o ea, da, cu agresiunea, ca să știe toată lumea exact despre ce s-a întâmplat. Deci poza respectivă și chestia e făcută. Poți să arăt la televiziune? Să arăt ție prima? Da, da, e poza de pe ieri, da? Da, da, da. E făcută în 3 decembrie, da? Poza cu lovitura. Ok. Iar eu când aveam normal divorțul, care s-a amânat din cauza incidentelor, n-am mai divorțat, așa, eu pe 4 decembrie, vezi aici, 4-a-12-a, da? Drăgușanu Călin Tiranca Bianca, pentru chestia asta, mai în glumă, mai în serios, i-am dat 6.000 de euro. Da? Valută euro, 6.000. La ce vine acum cu lucruri din trecut ca să trezească ea anumite păreri, să creadă lumea că s-a întâmplat ieri sau alalte. Practic ai despăgubit acea da, valută, nu? Normal. A sosit momentul să le spun celor de acasă că pot intra chiar acum pe spaniol.ro și pot vedea toate aceste imagini în care atât Alex cât și Bianca apar. Am niște mesaje și niște întrebări, dar pe care ți le voi adresa la finalul discuției. Acum pot să arăt chestia cu sinucisul și cu alea, că pentru aia am venit. Să știe lumea ce caracter are și cât de stabil, puternică e și cât de happy e ea. Te referi la care parte? Când ia pastile și o găsesc pe jos. Este, cred, destul de logică treaba că nu putem face asemenea lucruri la televizor în timpul unui matinal, dar repet, dar cei de acasă pot intra chiar acum pe spanius.ro. Dar eu nu vreau să dau video complet, eu nu vreau, vreau să-l arăt și să-l țin, nu vreau să aibă acces altcineva la video, nu vreau să ajungă video să fie viral, nu, da, vreau să arăt reguli... că nu mint. Și de ce vreau să fac chestia asta public? Pentru că în ziua de 29 februarie am fost acuzat pe nedrept că am lovit-o și am sechestrat-o pe Bianca, motiv pentru care s-a prezentat poliția. În 6 martie s-a mai prezentat o dată poliția, tot din cauza mamei dânsei, în parc, când eu nu aveam nimica cu Bianca. Noi eram ok, dacă vreți vă arăt și o poză, când am terminat totul îmbrățișat, da? Chestiile astea, body rău, 112, poliție, nu credeți că mă denigrează pe mine un pic? Nu credeți că îmi fac... Păi nu cred că... Și oamenii n-ar trebui să știe adevărul, cine e în spatele jocurilor astea? Asta, asta e și motivul pentru care ești aici. Pentru asta am venit să le discut. Eu nu vreau să subliniez sau să șantajez pe Bianca, că nu am cerut nici o pungă de chipsuri, nu mă interesează. Eu vreau să pun și să arăt legătura între 112, body ăla mușchilosul, răul, agresivul, și adevărul. Deci purul adevăr. De ce a luat doamna foc, doamna Mădi? De ce am ajuns eu să-i vorbesc dânsei urât, da?
Deci cum Bianca recunoaște că n-am dat în ea și nu am făcut nimica și am avut grijă de ea, că ea recunoaște cu vocea ei, că vreau să pun și audio ăsta, în timp ce vorbea cu mama dânsei, care i-a luat niște pastile, și dacă ea vrea să facă altceva de aici încolo, îi stric decizia ei. Eu mi-asum, nu-i motiv de mândrie, nu-i o scuză că m-a provocat și m-a dus la culme, am recurs la chestia asta, e demonstrată. Nu am ce să modific, nu vreau să mă scuz, îmi cer scuze că am făcut lucrul ăsta. Alex, știm cu siguranță că ai foarte multe dovezi. Încă o dată vreau să menționez faptul că eu confirm și te credem pe cuvânt. Știu sigur că tu mă înțelegi ceea ce spun. Sunt reguli impuse de CNA pe care evident trebuie să le respectăm. Dar, repet, te credem pe cuvânt și știu absolut sigur că tu înțelegi acest lucru. Filmulețul pe care mi l-ai pus în pauză, pe care ni l-ai pus, l-am văzut, e clar. O să-l pun la mine pe Instagram. O să-l pui și la tine. El o să devină probabil și de pe site-ul spainus.ro, o să devină și lumea o să-l vadă. Adică nu există... Cred că deja acum am intrat pe site-ul spainus.ro și am văzut foarte multe. Nu ai cum să mă scoți pe mine în relief că sunt un om super agresiv. Ai stat un an jumate cu mine. Dacă te uiți pe majoritatea pozelor tale, ești numai un zâmbet. Dacă intri pe toate story-urile tale, ai fost în toate colțurile lumii, ai dus o viață ca în filme. Și a zice, Doamne, doar cu asta m-am ales. Păi, dar stai un pic, eu nu te-am ținut acasă, nu ți-am cerut nimic, nu ți-am cerut să lucrezi pentru mine, nu ți-am cerut să aduci bani în casă, nu te-am trezit la 9 dimineața să-ți dau să faci anumite chestii, nu te-am pus să faci de mâncare. Normal că ai avut viața asta pentru că ai stat cu mine și mi se pare normal, dacă suntem soț, soție sau iubit și iubită, ce trăiesc eu să-l compart cu tine, da? E impus să interdicți în ceea ce privește cariera ei, nu știu, ceea apariții. Ce face ea, aparițiile ei, modul în care își câștigă modă, existența. Modă, poate, sau ce? Nu, din contră, păi stai chiar să vă mai zic încă o chestie. Instagram, chiar și la asta vreau să ajung. I-am zis, fii atent, dacă eu mă învârt în anumite cercuri de persoană și tu ești un designer de modă și ești o femeie care excelent se potrivește munca asta, da? Rezumă-te la asta, evoluează pe chestia asta. Eu am sprijinit-o. Eu, ca să vorbim chestii și adevărat, este domnul care se ocupă și cu standul de nu și tot, ea a luat din banii mei și își plătea chestiile astea. Și eu eram mândru. Mă înțelegi? Eu eram mândru că face chestiile astea, rochii de nuntă, rochii de nu știu ce. E ok, foarte bine. De multe ori zicea, uite, merge atelierul rău, îmi face alea. Da, ok. Chiar vreau să te axez pe chestia asta. Dar eu, dacă te-am luat de soție, încearcă să fii soție, fii soție pentru mine. Vrei să fii vreun playboy? Vrei să fii vreo... Ai nevoie, ai 38 de ani. La ce nu, tu nu ai nevoie să te afirmi. Tu nu ești cineva incognito ca să apar pe piață cu fizicul tău. Majoritatea persoanelor fac asta deci pentru că nu le cunoaște imaginea ei. Da, și referitor la mine. Că dacă mă întreabă cineva, ce se ocupă soția ta? Designer de mod, de rochi. Și intră la pe Instagram și o vede. Numai pe jartiere, numai cămăși dezbrăcată, numai sticle de șampanie. Păi uiți că mai ești mamă, nu mai ești mamă atunci, în momentul ăla. Uiți, spune evident de ce nu derulezi timpul cu un an în urmă și da. De ce nu ți aduci aminte că știai imaginea Biancăi, evident știai pe cine e de soție. Păi, dar stai un pic, știam, de eu știam, în timpul acela am fost iubit și iubită, da? Doi la mână, nu eram căsătorit. Trei la mână, eu am renunțat la multe chestii care le făceam eu, că nu am rămas eu cum am fost de obicei. Patru la mână, din moment ce mi-este soție și nu-i lipsește nimic, n-are nevoie de propaganda asta erotică. Că dacă eu vreau să-mi iau vreun model sau pe cineva, mă duceam și mi-închiriam. Ți-a fost rușine? Mie rușine. De aceste ipostaze? Nu rușine, mă punea câteodată într-o situație că ea nu se gândește, poate din punctul de vedere, zice că aș fi deranjat. Păi, dar dacă noi ieșim pe plajă și mergeam la undeva, sau tot timpul nu am vacanțe, am fost cu soare, eu îi făceam poze pe iaht, în mașini, pe plajă, la piscine, îi făceam poze. Când e momentul să spui poze, pune-ți, fată, pune-ți cât vrei tu. Înțelegi? Dacă nu-i momentul, e ziua ta, scuză-mă că te întrerup, e ziua ta după ora 12, eu stau la masă la restaurant cu niște prieteni și te duci în baie să-ți faci poze cu sacoul desfăcut și cu burta. Sau eu stau la masă cu niște prieteni când eram în Monte Carlo, la vilă, și a merge și își pune o poză dezbrăcată cu cămașă, să vadă fund. Bă, dar care e rostul la chestia asta? Nu înțeleg. Eu îți propun așa, da. Să ne întoarcem după o scurtă pauză, pentru că, da, seria dezvăluirilor continuă. Ți-ai asumat foarte multe lucruri, ai recunoscut corect. În fața țării întregi. Cred că cel mai important și un lucru pe care inclusiv ea vroia să se afle au fost acele infidelități. Da. Spune ea că acela a fost motivul principal. Vreau să motiv te principal după... la ce? Că nu există, că ea până, nu... și până după divorț ea vrea să fie cu mine, să vreau faci să te întreb mine. Dacă tu vreodată ai simțit că ea ți-a greșit vreodată în acest sens. Am și dovezi că mi-a greșit. Redau și amenajat-o din cauza lui Sofia. Un da. Mesaj din partea Biancăi da. Drăgușanu pe care o să-l citim în direct și aflăm și răspunsul lui Alex Body. Ne întoarcem. Okay.
Da, prieteni, ne-am reîntors pe final de discuție cu Alex Body. Cu siguranță foarte mulți dintre cei care ne-au urmărit au tras propriile concluzii. Hai, eu spun așa, să tragem și împreună o concluzie. Vreau să-ți mai arăt ceva, că mi-am să aminte că mi-am un telefon. Mai arată dacă este de arătat la această oră și în direct. Nu, vreau să-ți arăt un telefon. Să menționez, dacă îmi permis, să rog, ceea ce ea dorește să se știe din partea ei, că acei bani au venit din partea ta pentru că ea nu dispunea în acel moment, nu? Și că avea anumite răni din cauza operațiilor sau eu știu mai ce, și de fapt a fost vorba despre un împrumut. Evident, sunt împrumut, că i-am mai dat de multe împrumuturi, dar nu vreau să scot asta. Sunt discuții contradictorii, exact. Evident, și poate că nu o să ajungem noi aici în direct la un numitor comun, așa. Doar voi puteți face acest lucru. Mm-hmm. Mențin dorința de a te întreba la finalul discuției vreau ceva. Vreau să mai arăt încă o chestie referitor la violența asta dintre noi doi. Dacă îi se pare ea normal ca femeie să sare la mine la bătaie. Te rog să nu fie cu injurii sau... 2 decembrie 2019, când a avut loc conflictul. O poți arăta la colegul meu la camera mobilă. Deci, uite-te, 2 decembrie 2019, când am avut conflictul. Înainte cu o zi ca voi să trebuiască să semnați actele de divorț. Da, eu ce trebuie să fac? Să iau bătaie de la Bianca? Sau am ajuns eu să fiu vreun papițoi de pluș? Aici te-a răniți? Păi, uite-te, mint eu cu ceva? Ca să creadă lumea că de ce dai în ea, dai în ea. Păi nu dai, frate, din plăcere, nu sunt bătăuși de femei. Eu nu mă bat cu nimeni, mă duc să rămână la toată lumea, respect pe toată lumea, vorbesc frumos, nu mă cred superior nimănui, n-am ceva în plus față de alți oameni. Ai o relație în acel moment? În acest moment? Mă refer la articolele care au apărut în presă despre o domnișoară brusoaică, am vreo 6 relații după acum. Bianca Drăgușan. Vreo 6. Alex Body este singur acum? Sunt singur și fac ce vreau eu. Ești dispus să începe o altă relație? Da, stați puțin la mine. Chestiile în viața mea nu se întâmplă să demonstrez cuiva ceva. Poate pot să stau singur un an sau doi. Corect. Pot să mă împac cu cine vreau, pot să fiu cu cine vreau. La mine, în deosebire de ea, e chestia de înlocuire. La fel a făcut și cu trecuții din tabără în tabără. Ea vorbește de infidelități. Păi tu te uiți ce ai făcut în trecut și am trecut eu peste imaginea ta. Că am făcut pasul cu tine, tu te uiți sau uiți că eram la masă când ne-am cunoscut și erai cu actualul tău iubit când te-ai cunoscut cu mine. Alex, și după ești pregătit să îți adresez două întrebări din partea Bianca. Mai avem un minut în care putem sta. Care Bianca? Drăgușanu. Nu avem voie să vorbesc despre Bianca și ce îmi zice la întrebări, că și-a emis un ordin. Uite, atunci întreb eu. A emis un ordin de restricție de 5 zile că i-a căzut peruca sau nu știu ce a declarat. Ieri zicea că am bătut-o și când am ajuns la secția asta n-am mai bătut-o, că nu i-au ieșit manevrele frumos. Ea vrea să știe dacă regreți. Din tot ceea ce ne-a spus este clar că regretă și este corect. Absolut normal. Întrebarea cel mai ei... mult regret că am ajuns în punctul ăsta în care un bărbat ca mine trecut prin viață de la 17 ani, am ajuns să fac niște jocuri de plastelină ca să mă justific eu ca bărbat, să-mi elimin chestiile care mi se aduc indirect și nedrept asupra mea, să-i fac joc la Bianca, să-i fac rating, că nu mai știa lumea de ea, nu știu ce. Deci nu-și pune operațiile ei sau să mai atragă ea Alex, chestii. Alex, o mai iubești pe Bianca Drăgușanu? Nu pot să... acum 3 zile am dat... Ce simți acum? Stai puțin. Acum dezamăgire și trădare maxim. Acum 3 zile, când am plecat de la divorț, am fost super gentleman, n-am atacat-o cu nimic, am lăsat loc de bună ziua, am zis că nu se știe ce se poate întâmpla în viața asta, corect? Că poate, poate vrea să-i mai dau încă o contră, că și ieri mi-a transmis vorbe prin cineva că plângea și suferea și că e dor de mine. 2 la mână, nu pot și repet, nu sunt genul ipocrit și nu vorbesc din frustrare. Eu nu știu ce e frustrare, invidie, la mine nu există lucrurile astea. Eu mă hrănesc cu lucruri pozitive. Eu nu vreau să zic... Nu am sentimente sau șters cu buretele. Ea de ieri a reușit să iau o lăpățică și să le arunce undeva jos. 5 secunde, ultima întrebare. Da. Există vreo urmă de împăcare, vreo cale de împăcare între voi doi? Uite, și acum am postura de față, nu vreau să dau niciun răspuns pe ea. Nu vreau să creadă lumea că vorbesc din negativism și din frustrare. Bun. Alex Body, dezvăluiri în premieră. Îți mulțumim din suflet pentru sinceritate, pentru faptul că ai ales emisiunea noastră să vii aici pe canapea. Da. Doamne ajută ca lucrurile să se rezolve. Sunteți oameni maturi și cu siguranță voi știți ce este mai bine pentru voi. Da. Te așteptăm oricând dorești. Brațele sunt deschise, ușile de asemenea. Asta am avut. Alex Body a fost astăzi la noi, așadar nu uitați, intrați pe spainius.ro și veți putea vedea tot ceea ce nu am putut difuza aici în direct. Îți mulțumim tare mult, Alex. Ne-a părut bine.